Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea metalelor prețioase, eu sunt Edi și astăzi vom discuta despre comportamentul investitorilor în trimestrul 1 și mai exact investitorii caută lingouri de aur și argint pentru a proteja bogăția în trimestrul 1. Bun, și să vedem despre ce este vorba. Cu siguranță, marea migrație către metale prețioase de care vă tot spun de anul trecut o să înceapă să prindă din ce în ce mai multă amploare. Evident, până și junk silver-ul, adică argintul sub 0,900, se va scumpi, da? Indiferent ce este, că e 0,800, 0,600, 0,500, va deveni și el de asemenea din ce în ce mai scump. Bun, și hai să vedem despre ce este vorba. În ciuda volatilității puternice din primul trimestru al anului 2023, monetăria SUA a înregistrat o cerere istorică pentru lingourile sale de aur, înregistrând cele mai bune vânzări în martie și trimestriale din mai mult de două decenii. Potrivit datelor de la monetăria SUA, a vândut 215.000 de uncii de aur în diferite valori nominale ale monedelor sale de aur American Eagle, cea mai bună performanță din martie din 2018. În același timp, monetăria a vândut 435.500 de unci în primele 3 luni ale anului, cea mai bună performanță din primul trimestru din 1999. Deci ăsta ar fi un record din 1999. A vândut. Da, trebuie să luăm în considerare în principiu declarația lui doamna Yellen, care a spus că în principiu va salva băncile mari care sunt too big to fail, care sunt prea mari ca să eșueze, și evident Fed-ul va alege ce bancă va fi salvată. Asta practic a contribuit la panica pentru cetățeanul de rând, ca să părăsească băncile mici și băncile medii, da? Și să fugă la băncile mari. Dar, hai să vedem în continuare cum au decurs lucrurile în primul trimestru. Vânzările de aur din martie au crescut cu peste 38% față de anul trecut. În același timp, vânzările trimestriale au crescut cu 2% față de primul trimestru din 2022. Analiștii au spus că nu este surprinzător să vedem date puternice despre vânzări în martie, deoarece investitorii au fugit în metalul prețios pentru a-și proteja averea, deoarece piețele financiare globale au înregistrat cea mai mare criză bancară de la marea criză financiară din 2008. Analiștii notează că cererea largă de investiții pentru aur a contribuit la scăderea prețului peste $2000 uncia. Pe lângă cererea puternică din America de Nord, datele de la monetăria Perth arată că a vândut 80.541 de uncii de monede de aur, cel mai mult din noiembrie. Vânzările Perth Mint au crescut cu peste 54% față de februarie, cu toate acestea au scăzut cu 34% față de martie 2021. Da, monetăria Perth Mint din Canada, da? În primele 3 luni ale anului, Perth Mint a spus că a vândut 197.177 uncii, în scădere cu aproape 25% față de primul trimestru din 2022. Similar cu aurul, datele Perth Mint arată o cerere solidă pentru lingouri de argint, chiar dacă vânzările au scăzut față de maximile de anul trecut. Monetăria suverană australiană a declarat că a vândut 1823 de milioane de uncii de argint în martie, în creștere cu aproape 23% față de februarie și cu mai mult de 10,5% față de anul trecut. Așa, Australia, am încurcat, nu din Canada. Nu știu de ce mi-a trecut Canada în minte, când Canada e singura țară din lume care nu deține aur fizic și argint fizic. Dar Banca Canadei, mai exact, sau Trezoreria Canadei, e singura din lume, singura țară din lume, care nu dețin aur fizic și argint fizic. Bun, cu toate acestea, pentru acest trimestru, monetăria Perth a vândut 4,541 de milioane de uncii în primele 3 luni ale anului 2023, în scădere cu aproape 20% vândute în primul trimestru al anului trecut. Adică ăștia au vândut 4.541.000 de uncii. Mama, au vândut ceva, nu s-au încurcat. Deci, oricum în scădere cu 20%, dar
Apetitul pentru metale prețioase nu scade, da? Pentru că ăștia mă gândesc că sunt oamenii care cumpărau deja în mod regulat. Și când vor începe și oamenii care nu au treabă cu metalele prețioase fizice, nu cred că o să mai facă față nicio monetărie, adică nicio bancă centrală, ca să poată să mai emită atât de multe monede. Dar, în principiu, nicio trezorerie, nicio monetărie, nimic nu o să mai facă față când lumea o să înceapă să cumpere direct de la sursă. Bun, cererea de argint din SUA rămâne oarecum complicată, deoarece unii analiști notează că monetăria SUA continuă să se ocupe de problemele legate de aprovizionarea cu argint semifabricat. Unii analiști continuă să observe că vânzările de argint din US Mint nu reprezintă o reprezentare corectă a pieței globale din cauza crizei ofertei din America. Păi, ăștia, ce v-am zis eu ieri despre problemele legate de aprovizionare? Da? Sunt afectate întregi lanțuri de aprovizionare, așa că cu siguranță o să vedem și la noi în Europa niște întârzieri semnificative. Sper să nu ajungem acolo, dar cred că este inevitabil. Bun, monetăria SUA a vândut 5.749.000 de monede de argint American Eagle de o uncie în primul trimestru. Monetăria a spus că a vândut 900.000 de uncii în martie, neschimbat față de februarie. Vânzările de argint de la începutul anului au scăzut cu 24% față de primul trimestru din 2022. Păi da, practic, dacă sunt cei care, dacă, în principiu sunt cei care cumpără în mod regulat, doar că facturile au crescut, la fel și prețurile monedelor de aur și de argint. Și oamenii, evident, își permit mai puțin. Și e normal să scadă vânzările, da? Că practic tu, dacă plătești mai mult la facturi, salariul ți-a rămas la fel, că cam așa e peste tot. Salariile au cam rămas la fel, știi? Și unde au fost creșteri salariale, evident, creșterile prețurilor la facturi și la mâncare au, cum îi zice, oarecum au contrabalansat acea mărire, știi? Și practic nu-și mai permit la fel de mult cum își permiteau înainte, știi? Deci, oarecum e normal să scadă vânzările. Chiar dacă au ei recorduri, e normal pentru că lumea își permite mai puțin decât își permiteau acum un an. Bun, în timp ce SUA continuă să se ocupe de problemele legate de aprovizionare, analiștii au spus că investitorii ar trebui să se concentreze pe o problemă mai largă. Cererea fizică de argint s-a schimbat dramatic de la pandemie. Da, practic lumea a început să se informeze că în timpul pandemiei, când lumea stătea în casă, ce putea să facă decât să stea pe internet, să navigheze pe internet, știi? Și oarecum e logică treaba. Bun, într-un interviu recent pentru Kitco News, Philip Newman, director general la Metals Focus, a spus că chiar dacă cererea de argint scade de la maximele de anul trecut, aceasta rămâne ridicată în raport cu standardele istorice. Cererea de monede și lingouri de când pandemia a fost uriașă, a spus el. Se așteaptă ca cererea globală de aur și argint să rămână sănătoasă până în 2023. Da, pentru că prețurile vor deveni din ce în ce mai scumpe, plus că argintul o să atingă 3 cifre ca și preț, dar nu știu dacă anul acesta. Dar o să vedem, o trăi și o vedea. Dar în principiu, de atins 3 cifre, oricum o să o atingă. Și vedem dacă anul acesta, chiar nu știu ce să zic. Se poate să fie anul acesta, se poate să fie chiar înainte să trecem la moneda digitală. Și când trecem la moneda digitală, nu cred că o să mai aibă 3 cifre, dar vedem. Na, până la urmă, și eu sunt un student al metalelor prețioase și poate greșesc, evident. Doar mi-am dat cu părerea. Bun, deci cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-vă din interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi.